seara și bine ați revenit după acest weekend frumos la Câștigă România. Am revenit cu zâmbetul pe buze pentru că în ediția de joi, cine credeți că a câștigat? Deși era cât pe aici să piardă ediția, Maria Jumătate se întoarce la noi. Sărut mâna, Maria, bine ai revenit! Bună seara, bine! Îmi place foarte mult cum stă cu acea cruce pe tricouțul ăsta, helanca asta așa neagră, foarte frumos. Mulțumesc! Arăt superb! Mulțumesc! Liviu Dumitru, al doilea concurent. Salut, domnule! Mulțumesc. Și Paul Gruia, al treilea concurent de astăzi. Deci cam tinerele, domnule. Mulțumesc. Hai că discutăm despre asta. Să începem așadar cu ei. Câștigă România! Hai să luăm de la capăt și să vedem ce județe avem. Zice că plecăm din Caraș-Severin. De ce zâmbești? Îți place? Ce? Păi tot pe acolo. Traseul vechi. Da. Și trebuie să ajungem în Olt. Cariera Nicoletei Voica a început când avea 18 ani și a câștigat trofeul Mamaia Copiilor, Banatul Fruncea, Vocile Munților, Floarea din Grădină. Floarea din Grădină. Final. Da, este cântăreață de muzică populară. Bine, este blocăm. Din Banat. Da. Ar fi și Banatul Fruncea, dar acesta era concursul pe la 18 ani ai Nicoletei. Floarea din Grădină. Voica. Cine e Andreea Voica? E fica. Care a, deci, are o voce superbă. Superbă. Și Andreea. Ador. Am avut o invitată aici, la Câștigă România. Ai văzut-o? Da, am văzut-o. Da, foarte zic. Drăguță și extrem de talentată, precum și soțul Galetin Dean, fostul meu coleg. Floarea din Grădină, răspuns corect. Mergem la Liviu. Liviu, prima întrebare pentru tine. Da. Din Caraș-Severin, tot de aici, 15 căsuțe suspendate deasupra Dunării alcătuiesc la Berzasca un pitoresc sat de vacanță. Hibernal, lacustru, boreal sau balnear? Lacustru. Lacustru. Răspuns corect. Căsuțe suspendate pe piloni. Foarte interesant. Județ. Ah, ce județ mai? Ce județ? Paul. E rândul tău. Numele stațiunii Băile Herculane vine de la Hercules, fiul lui Zeus și al frumoasei Urania. Alcmena, Atena sau Ileana Cosânzeana? Alcmena. Alcmena a răspuns corect. Abia acum o să o întrebăm pe Maria în ce județ vrea să meargă. Da, spune-le și lor, cu ce te-ai ocupat tu, așa? Cu ce m-am ocupat? Când lucrai, da. Când lucram, lucram dinți. Făceam dinți. Tehnician dentar. Da? Tu știi ce e roșie și face rău la dinți? Roșie? Și... E roșie, da? Și face foarte rău la dinți. Nu știi? Și ești tehnician dentar. Cărămida. Da, 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 și că face săraci, foarte rău. Săraci, păi dacă îi freacă gărămida... Nu de frecat, da, era vorba. Da, bun, și deci tu construiai... Dinți. Dinți. Pentru oameni? Da, făceam, da, oamenii frumoși. A, veneau, am înțeles, triști. Deci practic clienții tăi erau, da, urâți. Nu, veneau. Ați auzit ce a zis Maria triști despre dumneavoastră, stimați clienții Mariei? Nu, sau îi făceam veseli, veseli. Deci veneau, a, erau triști niște posaci. Și plecau veseli, da? Mhm. Da. Încadram, deci râdeau și dacă nu aveau motiv. Așa arăta, nu? Aveau motiv. Pentru, pentru că au aveau trecut prin mâna ta. Frumoși. Eu am reușit performanța să-l fac pe un om, pe un tehnician dentar, să piardă o pungă întreagă de lucrări. Mă rog, a uitat-o într-un loc unde am fost împreună, nu e pot clar să amintesc locul, dar a reușit. L-a costat câteva sute de euro, nu? Aproape mie. Da. Da. Dar măcar a doua zi n-am mai găsit punga. Zi-mi un județ. Mehedinți. Mehedinți. Și mergem în Olt. În această zonă, atunci când spui brăcinar sau brâneț, te referi la
Un fular la o vestă, o basma sau o cingătoare? La o cingătoare. O cingătoare, așa este. Acolo. Și rețoară sau curea se strâng ițarii. Mai bine așa. Merem la Liviu. Liviu, tu cu ce te ocupi? Inginer. Inginer? Mecanic. Mecanic. Da. Aha. Bun, frumos. De unde ești? Din Craiova. Din Craiova. Ce mai e pe acolo? Acum. Cine mai e primar? Același primar. Olguța. Același primăriță? Olguța, Olguța. Bă, dacă se face treabă, n-am face nimic treabă, împotrivă. Nu pot să zic că nu face treabă. S-o schimbați. Adică să, dacă face treabă, e loc n-am nimic de mai împotrivă. Bine, e loc și de mai bine. Da, bine. Ca peste asta tot. E evident. Oricum, am mai spus, am fost prin Craiova și mi-a plăcut ce am văzut. Păi, te-am văzut întâmplător când ai... Dar mi-a fost, nu știu cum să mă opresc, filmai jos la Unirii. A, da? Da. Na. Și pe lângă muzeul de artă. Ca să vezi. Cred că în toamnă. Acum, județul următor. Să încercăm Gorj. Încercăm Gorjul. A lansat în anul 2018 hitul Inima Nebună, împreună cu DJ Project. Ina, Loredana, Mira, Angelica Stoican. Ina sau Mira? 2018, Inima Nebună, DJ Project și... Deși nu știu, zic Mira. Răspuns final? Da. Bine. Răspuns corect. Mira. Aminem. Paul, povestește-mi despre tine. De unde ești? În Timișoara. Păi zi-ne puțin de Timișoara noastră. Unde stai în Timișoara? Zona Soarelui. Soarelui. Ok, da. O zonă mai nouă așa, mă rog, pentru mine, pentru tine nu. Bun, și ce faci în Timișoara? Merg prin oraș, pe la filarmonică, pe la teatru, pe la meciuri, pe la poli, pe la tot ce... Ce se deci poate asta, face într-un asta oraș e de câmpie? Ta. Ce, ești ghid? Nu, nu. Păi asta zic, cu ce lucrez? Lucrez la o fabrică de componente auto, sunt inginer calitate. Ah, bun. Și unde ai făcut școala? Tot la Timișoara. Toată viața am trăit la Timișoara. Da. Hai să vedem ce faci la Câștigă România. Câți ani ai tu? 38. 38? Da. Îi dădeam 28, maxim. De acord. Bune. Bravo, ești căsătorit? Nu, mulțumesc. Nu? De-aia. Nu, mulțumesc, ai zis? De-aia arată așa. Mulțumesc că era pentru apreciere. Pentru vârsta. Ești căsătorit? Nu, mulțumesc. Județul tău următor, vezi că mergem în Olt. Mehedinți. Mehedinți. În afară de Drobeta, Turnu Severin, reședința județului Mehedinți, mai are un municipiu. Orșova, Baia de Aramă, Pașcani sau Vânju Mare? Orșova. Orșova, răspuns corect. Așa este. Dar zi-mi, ce știi, se construiește stadionul sau nu? Că tot aud că ba da, ba nu, ba da, ba nu. Nu ce știu, știi? Nu știu nimic. Am auzit că n-ar fi fost încă făcut proiectul pentru demolarea celui vechi. Așa. Dar... Nu știu de ce trebuie demolat. Eu cred că ar fi loc să facă așa unul dinăuntru, să iasă așa din toată zona aia verde. N-ar fi fain să fie un cred stadion nou. E totuși foarte vechi și... Nu, de ce să-l folosim în continuare. Dar zic, să nu demolezi tot... Da, nu știu dacă nu e mult mai scump să faci ce zici tu. Și să care atâtea camioane de pământ, cred că o să fie greu. Calitatea betonului, cred că s-a degradat. Nu știu exact, că nu mă pricep. Da. Județul următor, Maria, draga mea, ai două județe, toată lumea are două județe. Tu? Dolj. Tu mergi în județul Dolj. Sărbătoarea oltencelor dedicată confecționării cuptoarelor sub formă de clopot. Iordănitul femeilor, ropotinul țestelor, tecla, săptămâna nebunelor. Păi în zonă, cuptorul e țest. Acum, sub formă de clopot, să zicem, iordănitul femeilor. Că e o sărbătoare. Bine. Dar poate fi ropotinul țestelor. No. Da, atunci de ce zici iordănitul femeilor? Când zice, ai și zis, ai și argumentat, dar nu e prima oară când faci. Argumentezi, te duci spre răspunsul bun,
Da. Dar nu că, stai puțin, că e ordănit, că femeile au și ele, fac sărbătoare, nu știu ce, și fac ce fac. Da. Ce fac de mult, iarna viscolul ascult. Sărbătoarea oltencelor. Ropotinul țestelor. Ne ducem în gorj. Liviu, rândul tău. Da. Întrebarea, din ce județ? Să încerc din Dolj. Din Dolj. Plantă comestibilă cu frunze lungi, prezentă în gastronomia locală, ștevie creață sau dragavei, cartof, sunătoare, leurdă? Păi, dragavei. Dragavei, răspuns corect. Următoarea întrebare e din Olt. Măi, Mario, măi, Mario, ce ciudă mie. Paul. Dolj. Ce ai zis? Dolj? Bine, dacă tu vrei Dolj, mergem în Dolj. E considerat primul reprezentant al simbolismului în literatura română, poetul rondelurilor. Vezi că nu sunt rondele. Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuță, Adrian Păunescu sau Sergiu Celibidache? Alexandru Macedonski. Blocăm răspunsul. Sergiu Celibidache, cine a fost? Un dirijor român. Bravo. Adrian Păunescu? Poet, tot din Dolj, om politic, nu știu, mai multe. Realizator de emisiuni TV. Ia uite ce știe, mă. Alexandru Macedonski, răspuns corect. Copilăria și școala la Craiova. Ai fi vrut o întrebare asta, așa, ca să... Bun. Dragă Maria. Da, Gorj. Mergem în Gorj. Mm-hmm. Ești fericită, simt așa, da, 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 în sufletul tău. E o mare, mare bucurie. Sigur. Întrebarea. Biblioteca județeană poartă numele acestui general și revoluționar pașoptist. Alecu Rousseau, Ioan Dragalina, Cristian Tell sau Nicolae Bălcescu? Întrebăm un prieten. Pe cine? Pe prietenul meu, Lucian. Îl sunăm pe domnul Lucian. Mm-hmm. Da. Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Tot respectul, domnul Virgil. Tot respectul și din partea mea, mă bucur să ne putem auzi și să îi dăm o mână de ajutor Mariei. Să încercăm. Se află la noi în studio și încearcă o întrebare din județul Gorj. Eu voi citi întrebarea plus variantele de răspuns și în 10 secunde, dacă știți răspunsul, o ajutăm, dacă nu, vom vedea ce face. Am Oricum înțeles. S-a descurcat foarte bine. Să rămână. Întrebarea. Biblioteca județeană, deci suntem în Gorj, da? Biblioteca județeană poartă numele acestui general și revoluționar pașoptist. Și avem variantele. Alecu Rousseau, Ioan Dragalina, Cristian Tell sau Nicolae Bălcescu? Cristian Tell. Mulțumim de sugestie. Sănătate. Toate cele bune. Numai bine. Ce fac? Îl ascult sau... Faci cum crezi tu. Îl ascult sau nu? Asta e clar. Păi, Cristian Tell. Dacă... Ești sigură că vrei să mergi pe răspunsul domnului Lucian? Nu știu, cred că n-a auzit variantele toate. Da? Da, Cristian Tell. Bine. Nepotul generalului din povestea noastră, n-o să-i dau numele acum, a donat 3.000 de volume din colecția familiei pentru înființarea bibliotecii. Nepotul generalului. Dragalina. Nu, e bine. Generalul a înființat societatea Frăția alături de Ion Ghica și Nicolae Bălcescu în 1843. Dragali. După unirea principatelor, a ajuns ministru al apărării în guvernul Catargiu. Cristian Tell, răspuns corect! Mulțumesc! Cu plăcere! Mulțumesc! Plăcerea e de partea mea, dragă! Doar că... Uite-te unde sunt acești domni. Da. Ambii sunt în Olt.
Primul care poate ajunge la destinație este Liviu. Întrebarea. Pictor emblematic al județului Olt, născut în 1949 în comuna Dobrețu. Constantin Brâncuș, Nicolae Truță, Ștefan Lucian sau Leonardo da Vinci? Păi Brâncuș e născut în primul rând în Gorj și nu e pictor. Lucian în Moldova. Leonardo e dincolo de graniță. Nicolae Truță. Nicolae Truță, laureat a 5 premii ale Uniunii Artiștilor Plastici în România. Răspuns corect. Ai ajuns la destinație, Liviu. Paul, e și rândul tău. Dacă ajunge acum, intri la baraj de ordine cu Liviu. Și se încheie și runda și ediția pentru... pentru cineva din stânga mea. Politician român născut la Craiova, are un muzeu dedicat în județul Olt. Localitatea Nicolae Titulescu, Scornicești, Râmnicu Sărat sau Ciocaboca? Nicolae Titulescu. Înainte se numea Titulești. Astăzi Nicolae Titulescu. Răspuns corect și ai ajuns la destinație. Felicitări! Da, i-a aplaudat așa cu sinceritate, v-a aplaudat pe amândoi, nu? Mulțumesc! Sigur! Da. Acum, fără glumă, ai avut o evoluție foarte frumoasă în ediția precedentă, cu suspans pe final, nu știți ce am trăit aici. Și ești un om bun, în primul rând, se vede, se simte. Și faptul că la... Cât ai zis tu? Casă că e frumoasă vârsta. 75. 75 de ani. Uitați-vă puțin la această frumoasă și inteligentă doamnă. Felicitările noastre și mulțumim din suflet că ai venit. Vă doresc succes. Mulțumesc. Acum, lăsând laudele la o parte, avem și o întrebare. Câștigă România. Ținutul în care se află municipiile Brașov, Codlea și Săcele poartă numele unui afluent al Oltului. Țara de Foc, Ținutul Pădurenilor, Țara Bârsei sau Țara Moților. M-ai auzit? Lasă tu, da. Ascultă-mă pe mine. E vorba de Țara Bârsei. Poftim? Țara Bârsei. Țara Bârsei, răspuns corect. E vârât aici. Hai, lasă-l că eu ți-am citit, dar eu nu sunt vârât. Pe mine m-ai auzit. Din prima ediție, când ai câștigat... Da, Virgil. Acum 1300 plus 200, 1500 și această carte, stai să o arăt până vii tu să-ți înmenezi cartea. Așa. 1500 în total. Sărut, mă. Aștept că vreau un auto. Da. Nu mai plec așa. Mulțumesc frumos. Pentru mine a fost o onoare să străbat culoarele TVR-ului, pe unde au trecut mari actori, mari sportivi și mari oameni de televiziune, iar concursul Câștigă România este cel mai tare concurs de cultură generală. Eu am văzut o echipă minunată, condusă magistral de Virgil Ianțu. Le doresc succes tuturor până la sezonul 100. Liviu, Paul, ca să aflăm cine începe runda următoare și cine își poate alege județul, avem nevoie de o întrebare de baraj. O citesc, mă lăsați să termin de citit întrebarea. Aveți 5 secunde pentru a da răspunsul. Tot ce se întâmplă înainte sau după, apropo de răspuns, atunci celălalt concurent va avea prioritate. Pregătiți? V-ați prins despre ce e vorba? Da. Ați mai văzut emisiunea? Da, categoric da. Bine. Atunci, întrebarea. Este autorul romanului Cireșarii. Paul. Constantin Chiriță. Răspuns corect. Bravo, Paul. E, uite, o veste bună. Tu vei începe runda a doua la Câștigă România. Liviu, tu ce ai făcut la baraj?
îmi înghețară mâinile. Da. Bun, dacă tot ziceam că îți alegi județul, fă o alegere potrivită pentru tine. Telorman. Telorman, zici tu? Bine, plecăm de acolo. Liviu va trebui să plece din, mie îmi pare, o Suceava așa frumoasă, doar că Satul Mare este județul de plecare, acolo trebuie să ajungi tu, Paul. Și uite că ai pornit la drum cu această întrebare. Județul Teleorman a fost în 1877 locul de trecere a Dunării pentru grosul trupelor germane, poloneze, turcești sau rusești? Rusești. Răspuns final? Da. Bine. De acord și tu, Liviu? Este răspunsul corect. În timpul războiului de independență, trupele rusești au trecut Dunărea prin două axe, cu trecere prin Zimnicea și Turnul Măgurele. Județul următor? Argeș. Argeș. Hai să pornim din Satul Mare, Liviu, că nu-i timp. După cum vezi, Paul se descurcă foarte bine. Liceul de Industrie Alimentară din Satul Mare poartă numele celui care a descoperit ribozomii. Știi despre cine e vorba, dacă n-ai avea variante de răspuns? Victor Babeș, Traian Vuia, Emil Racoviță, George Emil Palade. Ceva îmi spune că ar fi George Emil Palade. Merg pe varianta asta. Repet răspunsul final. George Palade. George Emil Palade, îl blocăm. Tu ce zici, Paul? Tot asta aș fi ales eu. În 1974, premiul Nobel în fiziologie și medicină pentru descoperirea sa. Răspuns corect, George Emil Palade. Acum stai și te gândești așa cum te-ai gândit și la baraj, nu? Păi da. Bihor. Județul Bihor. Tu ești în Argeș, Paul. De unde știi tu atâtea lucruri? Că până acum n-ai prea greșit. Dacă am 38 de ani. Păi înseamnă experiența, că ar trebui să, să fiu doctor, nu? Citești mult? Nu destul, dar da, încerc. Transfăgărășan începe din Bascov-Argeș și se termină în apropiere de Cârțișoara, județul Brașov, Gorj, Hunedoara sau Sibiu. Sibiu. Și acolo și mergem. Este sigur răspunsul final? Da. Sibiu să fie. Răspuns corect. Acolo zici că vrei să și mergi acum, nu? Da. Bine, mergem în Sibiu. Aici îmi place runda asta, când vă întâlniți voi la mijloc și care cum și care pe cine. Și pe unde? Bihor este județul tău, Peștera Urșilor. A fost descoperită în mod accidental în 1975 de oamenii care lucrau la o exploatare minieră, o autostradă, adunatul fânului sau o stână. Din ce știu, la exploatare minieră, când au detonat. Sigur? Da. Răspuns final? Răspuns final. Bine. Peștera a fost inaugurată oficial în 1980, după 5 ani de explorări și amenajări. Da, răspuns corect, exploatare minieră. Și mergi mai departe, în ce județ, domnule? Păi nu am de ales decât Alba. Păi ai și Aradul, ai și Clujul, și Sălajul, și cam atât. Bucolean. Ai ales Alba, tu ești în Sibiu. Acum începe tămbălăul. În 1788, Turnul Gros, altădată o adevărată mașină de război, a fost transformat în biserică, teatru, farmacie sau pivniță.
Biserică. În biserică este răspunsul final? Da. Bine. Teatru. Teatru era răspunsul corect. Turnul gros, teatru. Și ne întoarcem acum în Alba. Da, da, mulțumesc. Feli Donose este convinsă că o inimă de gheață nu poate oferi mai mult decât flori de argint, speranță, distanță, durere și ger. O inimă de gheață nu poate oferi mai mult decât speranță. Răspuns? Final? Da. Bine. Sună, știu că îți rimează, dar e destul de bănăluț. Speranță. O inimă de gheață nu poate oferi mai mult decât flori de argint. Sună bine. Foarte frumos și delicat, așa, superb. Iar Feli, uite, caută orice piesă și să o asculți pe Feli, să vezi ce frumos. Mie îmi place foarte mult piesa pe care au făcut-o împreună, cred că eu a făcut-o, Smiley, Vals. Este superbă piesa. Da, aia o știu. Superbă. Da. Bun, ne întoarcem în Sibiu, la Paul, da? Vrei să folosești? Stai. Nu, no, m-am gândit la asta, dar o să mai încerc în Sibiu. Hai să mai încercăm. Bravo, curaj. Microregiunea numită Țara Secașelor din vestul județului ocupă un teritoriu de câmpie, podiș, zonă karstică sau munte. Mi se pare că e fix în podișul Transilvaniei. Sper să nu fie ceva microregiune în care... Care e răspunsul final? Podiș. Bine. Țara Secașelor este o grupă a podișului Transilvaniei, aflat în județul Sibiu și Alba. Răspuns corect! Podișul Secașelor este această grupă. Bravo! Răspuns corect și îți alegi județul. Mureș. Județul Mureș. Doar că dacă îmi dă un răspuns corect din județul Alba... Mă scoți din județ? Vrei să te scoți din județ? Nu, uite, omul ăsta a zis, lasă, păstrez pentru mai încolo, mă duc cu curaj înainte și răspund la întrebare. Vrei să folosești varianta? Da, te rog. Bine. În Ardeal se numesc pancove. În Bucovina, pampuște. Noi le spunem gogoși, murături, sufleuri, antreuri. Gogoși. Gogoși, pancove, pampuște. Răspuns corect și ai ieșit din județ. Mulțumesc. Păi, tu mulțumești, dar trebuie să-ți mulțumesc și eu după ce îmi spui în ce județ vrei Vâlcea. Să mergi. Județul Vâlcea. Pare mi se mie sau ești cu un pas în urmă? Hai să vedem, Paul. În Ciuleandra lui Sergiu Nicolaescu din 85, Târg Mureșanul Ion, Rițiu, Besoiu, Țiriac sau Roată a fost puiul Faranga. Ion Besoiu. Este răspunsul final? Da. Bine. Ion Rițiu era răspunsul corect. 1950, Târnăveni. Bun. Și județul Vâlcea? Cea mai înaltă șosea din țară are cel mai înalt punct în pasul Urdele, Transalpina, sau drumul Oaselor, drumul Mătăsii, drumul Regelui sau drumul Sării? Drumul Regelui. Drumul Regelui, răspuns final. Final. Cel mai înalt punct, 2145 de metri și vorbim despre drumul Regelui. Răspuns corect. Județ? Olt. Olt. Pentru Liviu, Paul. Scoate-mă din județ.
A venit momentul. Hai să te scot din județ. Fata cu părul de foc îi se spunea cântăreței Mălina Olinescu, Anda Călugăreanu, Mihaela Runceanu, Mădălina Manole. Mădălina Manole. Răspuns corect, Mădălina Manole. Următorul județ. Tu trebuie să ajungi în satul mare. Cluj. Cluj. Domnule, acum să te văd în Olt. Mai aveți varianta ajutătoare pe care o puteți folosi. Întreabă un prieten. Vă reamintesc pentru că întotdeauna a ajutat această, aproape întotdeauna, această variantă. Podul de fier de peste Olt a fost construit în secolul XIX de către inginerul Gustav Eiffel, Șerban Sturza, Nicolae Davidescu sau Ion Mincu? Haideți să o sunăm pe Anda. Cine e Anda? Soția. Soția. Se complică treaba. O păi sunăm. Da? Sărut mâna, Anda. Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună, Virgil. Mă bucur să te aud. Și eu mă bucur să ne cunoaștem chiar și așa prin telefon. Tu mă da. Vezi, eu îmi imaginez sau o să-mi arate o poză. Liviu, Liviu e chiar aici, adică chiar da. Aici a venit, ca să da. Știi. Da, și cunoaște răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o, dar mi-a zis, măi, nu pot să nu o sun pentru că mi-e dor de ea. Dar da. Chiar ai nimerit. Vezi? Uite, noi suntem în județul Olt. În Olt. Da. Da. Și avem o întrebare de aici pe care o să o auzi imediat, o citesc cu variante de răspuns cu tot și ai 10 secunde pentru a-l ajuta. Da. Iată întrebarea. Da. Podul de fier de peste Olt a fost construit în secolul XIX de către inginerul. Acum vin variantele. Da. Gustav Eiffel, Șerban Sturza, Nicolae Davidescu sau Ion Mincu? Nu sunt sigură. Mai bine mă abțin. Mulțumim! Mă bucur că te-am auzit. Ciao. A fost corectă. Apreciez. N-a avut o părere numai de dragul de a o avea. Da. Așa cu minte e și de obicei, așa cu tine? Adică te lasă să-ți vezi de treabă, nu te... Nu-ți da. Spune ce să faci, cum să faci, nu? Nu se bagă, nu se bagă. Bravo! Da. Dar sunteți căsătoriți? Da. Bravo! De cât? De o lună, de două? 32 de ani. Șerban Sturza e în viață, Ion Mincu, secolul 20. Rămân Gustav Eiffel și Nicolae Davidescu. De Gustav Eiffel știu că a făcut la Balș podul. Proiectul a fost făcut de el, dar la Slatina nu știam. E posibil să fie ajuns și acolo. Dar rămân pe Nicolae Davidescu. Este răspunsul corect, Nicolae Davidescu. Și soția ta tocmai n-a câștigat 200 de lei, dar simt că dacă... Va fi premiată pentru onestitate. Exact. Dacă ajungi să câștigi această ediție... Ești foarte aproape, ce-i drept. Atunci sigur o vei invita la masă și îi vei mulțumi pentru acest moment. Categoric. Îi mulțumim și noi. Mergem în județul Cluj. Ai nevoie de 2... 1, 2, de... 2 sau 3 chiar pași greșiți ai lui Liviu. Hai să vedem ce face în Cluj. Totuși, legendele vorbesc despre fenomene misterioase care se petrec în pădurea Băneasa, Bogății, Desmarald sau Hoia Baciu. Hoia Baciu. Final? Da. Bine. Ce fenomene? Despre ce fenomene este vorba? Nu mai țin minte exact. Să auzi zgomote, nu știu ce... Le frică la oameni să meargă pe acolo. Interesant. E mai mult un fenomen din asta. Cine știe? Cultura pop sau...
Cine știe ce sunete s-au auzit pe acolo? Răspunsul tău este corect, Boia Baciu. Județul următor. Sălaj. Sălaj. Doar două greșeli, atât. Hai să vedem. Ești în Teleorman, județul de destinație, poți câștiga ediția. Și uite și întrebarea. Depresiunile ocupate temporar de ape din vecinătatea Dunării se numesc în zonă ostroave, lișteve, plauri sau inundații? E frumoasă întrebarea, nu zic că nu-ți place, că am văzut că te-ai deschis la sacou acum da. Și te-ai pus pe treabă. Culmea e că o bunică am dintr-o localitate care se cheamă Lișteava. Cum? Lișteava. Și mă bate gândul ăsta, totuși merg pe ostroave. Decizie finală, răspuns final? Răspuns final. Bine. Liviu câștigă un moment de pauză până mai citim o întrebare pentru Paul, pentru că este răspunsul greșit. Lișteve deci. Este răspunsul corect. Trebuia să merg după feeling. Ha, nu e singurul. Sălaj. Încearcă fiecare șansă, fiecare pas înainte e spre câștigarea ediției. Vedem. Grădina botanică Vasile Fati din județul Sălaj se află în localitatea Zalău, Oradea, Jibou sau Jimbolia? Jibou. Răspuns final. Da. Ești un concurent foarte bun, Paul. Răspuns corect, Jibou. Următoarea întrebare vine din Satu Mare, destinația noastră. Suntem la final de runda a doua. Liviu este în Teleorman, unde trebuia să ajungă. Paul este în Satu Mare, unde trebuia să ajungă. Dar avem nevoie de un răspuns corect din acest județ. Avantajul lui Liviu e clar. E rândul lui. În 1834, Moritz von Ott realizează planul orașului întemeiat de Alexandru Dimitrie Ghica. Turnul Severin, Alexandria, Turnul Măgurele sau Videle? Știi răspunsul la această întrebare? Cred că da. Alexandria, după numele domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Felicitări, Paul. Mulțumesc. Ediția a fost câștigată de Liviu. Bravo, Liviu! Bravo, domnilor! Așa, da, așa ediție, o frumusețe, o bucurie pentru noi toți. Hai să vedem întrebarea, totuși câștigă România pentru tine, Paul. Din cauza prăbușirii unor stânci în această peșteră din Bihor, peste 140 de urși au rămas înăuntru acum 15.000 de ani. Oare care o fi? A haiducilor... A urșilor, a muierii sau puturosul? Peștera urșilor. Da. Răspuns corect. Mulțumim tare, Paul. Și felicitări. Marea enciclopedie ilustrată. Până se felicită ei, vă arăt. Domnule, a fost o bucurie. Ciao. Bravo. Ciao. Ciao. Eu bravo. Am venit aici cu... emoții destul de mari și mă gândeam că o să crească emoțiile și că o să mă bâlbâi în timpul emisiunii, dar acolo, odată ce intri în joc, totul a decurs normal, m-am simțit bine, am venit cu entuziasm și cu speranță, plec bucuros și împăcat, sunt niște mici regrete acolo. Mă bucur că te-am cunoscut. Eu mă bucur că ai venit. Și emoțiile mele au fost teribile când am intrat în incinta
televiziunii și când te-am văzut. De ce, că s-al naibii așa eu, a? Nu, nu, dar există o anumită reținere a lumii, să zicem, mai normale. Adică când, m-a făcut și anormal. Când da. Intră cel puțin în contact vizual cu o persoană totuși importantă, care deci are un cuvânt de spus. Ai venit emoționat și acum ți-a plecat emoția sau o nu, mai încă ai? Mai sunt emoționat. Încă ești emoționat? Da. De asta e foarte frumos, așa să rămâi și în ediția următoare. Încercăm. Da? Da. Fii un pic mai pragmatic acum în runda a treia, ca să dublăm suma, da? Da. O să începi runda a treia cu 1000 de lei. Succes în runda a treia la Câștigă România! Mulțumesc! Județul? Vâlcea. Plecăm din județul Vâlcea. Cronometrul pornește acum. A scris și romanul unei mari dezamăgiri, adică Ura din ochii vulpii. Dinu Săraru. Dinu Săraru. Județ? Argeș. Județul Argeș. Smiley este născut la Pitești în 1983 și are o fetiță cu... Gina Pistol. Corect, județ. Olt. Olt. Ce te-ai dus acolo? În Stoicănești se află rezervația de bujori sălbatici a Academiei Române în pădurea... Ram ta ti ra pa 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 ritam pararam. Stoicănești. Acum mai sunt două minute. Aveți deja două întrebări. Andronache. Călugărească. Județ. Dâmbovița. Dâmbovița. Teatrul din Târgoviște poartă numele celui care a fost soțul doamnei născute Sturza. Toni Bulandra. Toni Bulandra, județ. Prahova. Mergem în Prahova. Speranța sa este și azi admirată cum navighează cu toate pânzele sus. Radu Teodoru, Eugeniu Botez, Radu Tudoran, Anton Lupan. Radu Tudoran. Radu Tudoran, răspuns corect, județ. Dar e formulată frumos, așa, literar. Cumva. Ilfov. Județul Ilfov. Da. Era cunoscută drept cafeneaua intelectualilor și a artiștilor din Bucureștiul interbelic. Capșa. Capșa, județ. Giurgiu. Giurgiu. Când primești o palmă de auzi câinii în Giurgiu, înseamnă că... Vestele vezi. Da, județ. Călăraș. Călăraș. Baza aeriană 86, locotenent aviator Borcea. Gheorghe Mociorniță, se află în localitatea Borcea, județul următor. Hai că mai avem Constanța. Timp de o întrebare. Constanța. În rezervația Dunele Marine din Agigea pot fi admirate plante vasculare și... Mușchi marin. Mușchi marin, răspuns corect. Hai că e frumoasă runda asta, putea fi perfectă, dar... Oricum, te-ai descurcat foarte, foarte bine. Ai început runda cu 1000. Adăugăm 8 răspunsuri corecte, scădem unul greșit. 1700 ai câștigat astăzi, Liviu. Dar a fost iarăși un final de runda a doua foarte frumos, o ediție în totalitate foarte, foarte frumoasă. Așa să fie și cea de data viitoare, când vă așteptăm la Câștigă România. Până atunci, Instagram, Facebook, TikTok și, bineînțeles, YouTube, canalul nostru de YouTube. Până mâine seară, puneți mâna pe carte că nu-l zică. Noapte bună și liniștită vă doresc. Mâine la Câștigă România. Dar și gândul tău din noapte, adică să se gândească noaptea la el. Vai, Marcele, vai. Mi-e dor de tine, că de Marcel Pavel era vorba, știi? Vă știți cine-i Tania Budi? Cum a făcut Valerică? Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Da.
știți ce bine arată? Deci este impecabilă, e ca cu 20 de ani. Câștigi tu, câștigă România.